Ne-am întors în partea a doua a emisiunii. Invitații mei în continuare, doamna Lalu, doamna avocat, doamna Tatoiu. S-au plictisit deja de mine. Om de afaceri sau pensionar de lux? Nu. Nu? Oh, nu. Luptător pentru demolarea unui primar. Fostul viceprimar al Capitalei, Tudor Ionescu, și s-a alăturat discuției puterea. Domnul deputat de la UDMR, Sabe Odon. Vă gratulez cu lucrul ăsta, pentru că dacă avem puterea între noi, trebuie luată la întrebări, nu? E partea bună a puterii, de mereu. Partea echilibrată a puterii. Asta încercăm să fim. Hai să începem cu subiectul ăsta care doare, cu pensiile, pensiile pentru aleșii locali. E, cum să spun, placa turnantă a USR-ului. Ei vor să se renunțe la lucrul ăsta. PNL-ul, UDMR-ul, dumneavoastră nu sunteți de acord. Mai e în dezbatere în chestiunea asta a locațiilor care nu se majorează. Liderul PNL, Ludovic Orban, a convocat, dacă vreți așa, o ședință de guvern. Se va da o ordonanță chiar în momentul ăsta, care amână cu jumătate de an mărirea alocațiilor. Hai să luăm pe rând, deci cu pensiile speciale. Nu este adevărat că nu suntem de acord, dar nu suntem fățarnici. Deci, în felul în care se discută astăzi despre pensiile speciale, și anume că se taie ceva ce nu s-a dat niciodată, pentru că pensiile speciale pentru primari nu s-au dat niciodată. A fost prorogată legea. Este prorogată legea. Pensiile speciale pentru parlamentari reprezintă circa 1% din totalul pensiilor speciale. Punctul de vedere al UDMR-ului a fost foarte clar de la început: trebuie regândit acest sistem de pensii, ori impozitat cu 90% foarte puternic, ori, dacă nu este regândit, trebuie o echilibrare a acestuia și o gestionare a întregului sistem, începând de la justiție până la tot ce înseamnă administrație internele, tot ce înseamnă servicii secrete și tot ce înseamnă zona de restricționare. Noi am fi propus și am gândit la un moment dat că pe lângă aceste chestiuni, cea mai importantă și cea mai mare problemă o reprezintă faptul că vârsta de pensionare nu este una standardizată. Eu am fost coleg de facultate care la 45 de ani este pensionar, nu este unul de lux, dar fiind într-o structură militarizată a ieșit la 45 de ani la pensie. Deci noi încercam și am spus din start că trebuie regândit această chestiune și să votăm o singură dată, pentru că altfel nu ne vom atinge de pensiile speciale de 90% și vom face doar jocuri de gleznă, cum se spune. Pentru că în momentul de față 99% din pensiile speciale sunt în vigoare. Domnul Stelian Ion putea să vină și să vină cu pensiile care reprezintă circa 60% din aceste pensii speciale. Sau ale magistraților. Sau cei care sunt în alte structuri puteau să vină, care reprezintă 40-50% din aceste pensii. Restul sunt, după părerea noastră, să nu spun așa, discuții care țin aprins această chestiune fără să o rezolve. Bun, dar credeți că vreun politician din România 2020 se va atinge vreodată de pensiile speciale ale magistraților? Iertați-mă, domnul Boc, cum s-a atins în 2010? Nu de pensiile magistraților, pentru că atunci pensiile magistraților erau niște pensii decente. Legile din 2010 până în 2020 de calculare și recalculare a tuturor acestor pensii speciale au ajuns ca să avem pensii speciale mai mari decât salariul în funcție. Asta este așa tragedia. Este. Rata, deci, de înlocuire. Exact, vorbim rata de înlocuire. Pentru că asta este cea mai mare dramă pe care o simt oamenii. Rata de înlocuire. Dacă un cetățean intră în pensie astăzi, are o rată de înlocuire a salariului cu pensia de 40%. Ai avut 10 lei salar. Vă referiți la un cetățean obișnuit? Nu, cetățean de rând. Spun așa. Punctul deci de pensie, 40%. De pensie, da, deci este rata de înlocuire a salariului cu 40% pensie. Și s-a dorit acum 2 ani de creșterea la 45%, da, ceea ce era decent. Deci problema este la special. Și acum vorbim de rata de înlocuire a anumitor categorii, unde în loc ca rata de înlocuire să fie mai mică ca pe la toată lumea, rata de înlocuire este peste
peste salariul în plată în momentul în care se află persoana respectivă în câmpul muncii. De ce? Pentru că, așa cum probabil o să mă ajute și doamna avocat, în general în magistratură nu vorbesc de salari, ci de veniturile din ultimele 6 luni sau un an de zile. Dar nu numai în magistratură, toate poliție la fel. Poliție, toate pensiile speciale acum se raportează la ultimul an de muncă și, și creșterea cu procentul acela de 2-3-5% inflație se face la salariu mediu și nu la salariu minim. Pentru special. Banii mulți, că am încercat și eu să înțeleg de unde au venit aceste venituri imense, care nici nu sunt pensii, sunt niște indemnizații. Ce fac? În ultimul an, polițiștii își fac o grămadă de ore suplimentare. Conferințe, care se plătesc atunci. Conferințe, unii cărți. Publică cărți, da. Magistrați care publică cărți. Dar nu numai magistrați. Își umflă artificial venitul pe perioada de calcul. Deci atunci iese rugămintea mea la domnul Sabo. Aveți dreptate, dar noi de aici am vrut să pornim, pentru că trebuie să regândești sistemul și dacă nu-l regândești la 99%, deci degeaba e o decizie. Dar cine v-a acceptat să facă lucrul ăsta? Doamna Turcan, ministra muncii, știți că încurcă punctele cardinale, știți că are o problemă de orientare. Nu fiți rău. Eu nu sunt rău, hai să o vedem. Nu fiți rău. Hai să o vedem pe doamna Turcan. Nu, eu nu cred. Doamna Turcan, dacă vrea, poate, după părerea mea. Și eu știu dacă vrea, poate. Dacă are, de unde poate. Să pună mâna pe geografie. Haideți să o vedem, uscur material. Mersi. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a declarat despre majorările alocațiilor pentru copii că acest lucru ar putea fi posibil, însă este nevoie de 2 miliarde de lei, bani care nu sunt prevăzuți acum în buget. Tot ea spune că așteaptă de la liderii politici rațiune și că orice decizie să aibă în spate susținerea financiară, astfel încât să nu fie oamenii amăgiți. Avem alocați pentru plata alocațiilor aproximativ 9,7 miliarde de lei. Este o chestiune de decizie politică. Dacă se ia decizia să fie majorate, 2 miliarde de lei probabil că pot fi identificate. Însă, e important să punem în balanță. În momentul de față, pentru alocații, alocăm deja 1% din PIB. Până la rectificarea bugetară, cei 2 miliarde de lei nu sunt prevăzuți acum pentru plata alocațiilor. Proiectul în sine va fi prezentat miercuri și sunt prefigurate scutiri pentru cei care sunt în funcții alese, pentru că atunci, într-adevăr, ai afectat dreptul de a fi ales, un drept constituțional. Dați-ne niște exemple din această a doua categorie. De exemplu, Vaslui, în general, regiunea de de nord-est și de nord-vest. Nord-est. Deci regiunea de est, nord-est, în mod nord-est, special vorbim acum despre Botoșani, Vaslui, Iași și mai avem îmi scap acum județele, n-aș vrea să, cred că Teleorman, Dolj, sud, mă scuze, bun. Da. Se întâmplă și la case mai mari. Bogdan Ioan Gruia, deputat PSD, bună seara, alături de noi. Ne auzim, ne vedem. Da, vă aud foarte bine. Bună seara dumneavoastră, stăruțimile doamnelor, bună seara domnilor. Acuzați guvernul, acum în ședință de guvern întrunit, pentru a da o ordonanță care amână majorarea alocațiilor, că ar fi furat 2,1 miliarde de lei din buzunarele copiilor și anunțați pentru asta, dumneavoastră PSD-ul, un proiect de lege pentru creșterea imediată a alocațiilor. Prin ce minune puteți face asta? Noi acuzăm, spunem doar adevărul. Dacă totuși există parlament, există legiferare astăzi în România, se datorează faptului că plecăm de la premisa că legile sunt respectate. Nu avem parlament doar de formă ca să vină la un moment dat un guvern care nu are capacitatea de a conduce România și să tot amâne prin hotărâri de guvern intrarea în plată a pensiilor mărite, așa cum a făcut-o până acum guvernul Orban și guvernul Câțu, și acum guvernul Câțu să amâne intrarea în plată a majorării alocațiilor. Anul trecut, în campania electorală, cei de la PNL și USR spuneau suscitare că vor crește alocațiile, că vor crește pensiile. Odată ce au ajuns la guvernare, au uitat și dau HG prin care le amână în plată până anul viitor, în 1 iulie 2022. Și atunci, cu siguranță că vor putea să facă din nou același lucru dacă nu-i oprim. Noi inițiem un demers foarte clar prin care
Legal vrem să îi obligăm pe cei de la guvernare să respecte legea și anume să crească alocațiile în plată la copiii până între 2 și 18 ani la 300 de lei și pentru copiii cu handicap și între 0 și 2 ani la 600 de lei. Mulțumesc, domnule deputat. Doamna Tatoiu, ați căzut pe gânduri. Retorica asta pe subiectul alocațiilor și a pensiilor... E atâta duplicitate de toate părțile. Ei, asta pe asta vreau să vă... Eu mi-amintesc când PSD-ul... Eu am o memorie, încă nu am Alzheimer. Domnul Robert Sighiartău, ca să arate el că un PNL-ul se luptă din opoziție, a fost cel care a băgat sub nasul PSD-ului să mărească alocațiile copiilor și că copiii și nu știu ce. Vedeți câtă duplicitate. S-a întors urata. Acum guvernul PNL are probleme cu deficitul bugetar și vine PSD-ul. Eu am dat statul român în judecată și am câștigat la Curtea Constituțională Tatoiu contra statului român. Pe problema alocațiilor, da? Până în 2015 nu primeau alocații copiii care nu mergeau la școala de stat. S-a schimbat, era domnul Tăriceanu, prim-ministru. Tudor. Și pe ce principiu? Că niște domni, avocați, au zis în legea învățământului cum să punem romii să-și trimită copii la școală. Și atunci dăm alocații numai la ăia care merg la școală de stat. Da? Nu e drept. Orice majorare, și de 100 de ori dacă se majorează alocațiile, este o picătură într-un ocean cu apă pentru copiii săraci. Da? Eu s-aș face așa, aș face alocația 10 lei sau să fie rotund și aș crea ajutoare speciale pentru copiii care trăiesc în zone, în familii defavorizate, să-i ajut să meargă la școală. Asta aș face. Nu pot. Și dacă fac 1000 de lei un copil care merge cu picioarele goale 5 km prin pădure, nu-l ajută. Cât înseamnă asta? 200 de lei. Deci nu se focalizează. Așa cum ați spus și cu pensiile astea speciale. Eu vă întreb, eu nu sunt politician, de ce nu începeți reforma prin redefinire? Exact. Pensiile speciale nu sunt pensii. Așa este. Eu am 15.800 de lei pensie pe baza contribuției. Da? Și am o pensie foarte mare și sunt mândră că mi-am plătit taxele și impozitele. Deci, nu eu am pensie. Magistratul sau polițistul sau primarul n-are dreptul să spună că el vrea pensie. El vrea o indemnizație. Și oamenii... La magistrați o situație pentru că și lor li se cere o anumită vechime, 25 de ani. Vorbesc de parlamentari, de consilieri, județeni. Vorbim... Hai să ne decidem. Revenim la pensii sau la pensii mai interesant, la indemnizațiile astea. La pensii. Deci sunt două lucruri. Fiecare pensie, mai puțin cei care au fost în armată, unde se primește soldă și nu se dă nu există contribuții. Și la serviciile speciale, așa, unde nu trebuie să se știe unde lucrează. Da. Deci, în afară de aceștia, toată lumea, cei care beneficiază de pensii speciale, începând de la aviatori, până la diplomați. Uh-huh. Pentru că toate aceste categorii, avem circa 9 tipuri de categorii care primesc pensii speciale. O să vă surprind. Inclusiv ziariștii au prin Uniunea Ziariștilor pensii speciale. Numai nu se vorbește de acest lucru. Roger Presoare, deci, are Curtea de Conturi, are Consiliul Concurenței. Uniunea Ziariștilor din România, toți cei care în momentul de față sunt ziariști și membri ai Uniunii Ziariștilor din România, după un anumit după, mi se pare, 20 de ani, dacă domnul fost deputat, lăsați-mi pace. Dar cine vine? De unde se iau banii? Orfi de epoleți, că am văzut noi cum s-au demascat singur la televizor. Dar sunt circa 9 sau 10 tipuri de asemenea. Da, de unde vin banii? Din bugetul de stat. Din bugetul de stat. De asta e gaura aceasta. Din bugetul de stat sunt circa 9-10 tipuri. Dar toate pensiile, în general, au două elemente. Eu am solicitat de la Casa de Pensii o statistică pe care nu am adus acum cu mine, dar pot să vă transmit. Toate categoriile care primesc și pe lângă contributivitate o nouă, o altă
pensie, o indemnizație. Dar îi se spune pensie. Ei, în acest context, această chestiune poate fi tranșată ușor, pentru că tot ce primești pe contributivitate este un drept constituțional. Sunt banii mei, impozitați deja. E drept de proprietate. Partea cealaltă trebuie să se gândească o compensare, pentru că anumite funcții publice sunt anumitor funcții publice sau demnități publice au anumite interdicții. Deci, dacă ești magistrat, nu poți să faci nimic. Mai nimic în afară de profesia ta de magistrat. Dacă ești diplomat, nu poți să faci nimic pentru că ești diplomat. Și așa mai departe. Și atunci, cel mai corect ar fi, la fel ca și la celelalte pensii, în funcție de restricțiile pe care ți le dă funcția publică, să există o rată de înlocuire sau de compensare a obligativităților. Cea mai mare ipocrizie în acest sens a fost faptul că ani de zile pensiile au fost ținute, adică salariile au fost ținute foarte jos în aceste categorii. Corect. Și alte tipuri de avantaje, diurnele, indemnizațiile în plus sau compensațiile au fost mai mari, atât la deputați unde, sau senatori, unde aveai un salariu mic drumului, și aveai alte tipuri de decontări. Și atunci cineva, eu trebuie să vă spun, am avut un coleg extrem de corect, aproape 30 de ani în Parlament din județul Satu Mare sau chiar din județul Covasna, 30 de ani parlamentar, și care a ieșit cu 3.000 de lei pensie, deși a fost unul dintre cei mai serioși, are peste 150 de inițiative legislative care au apărut în Monitor Oficial și așa mai departe, pentru că a fost ținut artificial salarul foarte jos, pentru că să spună, domnule, nu le dăm atâți bani, dar tot au fost, pentru că dacă vrei să ai de recompensări. Dar de ce nu se creează un fond pentru aceste indemnizații? Vedeți, și atunci de aici au apărut aceste chestiuni și necesități de a regla ulterior prin alte legi speciale o compensare. Și eu cred că această ipocrizie ar trebui la un moment dat să pună sfârșit, așa cum trebuie să dai salarii corecte, cei care au responsabilități să aibă salarii importante. Toți politicienii ne spun în ultimii ani. Noi asta am încercat și am avut inițiativă. Cineva va tăia nodul gordian în privința asta. Da. Planul Național de Reziliență și Redresare promite el însuși să facă justiție socială din punctul ăsta de vedere. Pensiile pensii și pensiile speciale pentru speciali. Avem o scrisoare, domnule Ionescu, a unor zeci de ONG-uri, în seara asta e proaspăt scrisă, către domnul Ghinea și doamna Turcan, care încurcă punctele alea cardinale. Reformele dedicate persoanelor vârstnice lipsesc cu desăvârșire din Planul Național de Reziliență. Da? Partea scrisă de domnul Ghinea. Reforme dedicate serviciilor sociale pentru vârstnici. Ele nu există. Dar trebuiau să facă parte din redresare? Trebuiau, doamnă. Întreb. Pentru că normal ar fi trebuit ca Parlamentul, ca putere legislativă, să-și drămuiască și pentru persoanele peste 60 de ani. Puneri de reformă în PNRR. Dar n-a fost întrebat. Parlamentul n-a fost întrebat. Domnule deputat, vă rog. Să rog două secunde să intervin. Vă rog. Remarca, doamne avocat, este una perfect pertinentă. Da, dar ar fi trebuit ca Parlamentul României să fie întrebat de acest plan de redresare și reziliență, care a fost ținut la secret, cum nu a fost nici într-o altă țară din Uniunea Europeană. Doar România a ajuns în stadiul în care Parlamentul nu a avut o formă acestui material decât atunci când a fost publicată pe site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene și a fost public pentru întreaga Românie. Doar România s-a creat acest act dictatorial al actualei guvernări, prin care nu s-au consultat actorii publici și privați din această țară. Doar România are 0 euro pentru reforme sociale, 0 euro pentru programe de tineret, dar are 600 de milioane de euro dați cu dedicație la prietenii băieților deștepți din PNL. Asta a spus chiar de ministrul Justiției Stelian Ion, care astăzi într-un articol foarte interesant pe un site de știri ne explică fluxul acestor bani care s-au dus cu dedicație prietenilor de afaceri și sponsorilor PNR din campania electorală. Dar cum se face că în acest PNRR stau foarte bine alocările pentru studii și programe pe hârtie de peste 2 miliarde de euro, stau foarte bine alocările
din PIX către prietenii și clientela de partid, dar nimeni nu vorbește concret despre modul în care reușim să relansăm economia, despre această echitate socială care foarte bine a punctat-o doamna Tatoiu și sunt întru totul de acord cu domnia sa. Noi discutăm foarte mult în Parlament, la televiziuni, peste tot, dar faptic nu se pune punctul pe rană. Sunt întru totul de acord că n-ai cum să-i dai aceeași alocație unui copil care nu are nimic acasă și nu are bani să se îmbrace și să meargă la școală, la fel ca unui copil la cărui părinți câștigă peste 2000 de euro pe lună, de exemplu. La fel și în cazul pensiilor speciale, ne învârtim după deget de ani întregi încoace și îl văd pe Dan Barna cum spune în campania din 2020 că în 3 luni ei elimină pensiile speciale, după asta vine Rareș Bogdan care spune că în 3 luni elimină pensiile speciale, iar aseară la Digi declarau că undeva prin 2023 o să vedem ce se poate face. E un simulacru atât de mare și nu e de mirare că cetățenii nu mai au încredere în ceea ce reprezintă clasa politică și actuala guvernare. Iar eu îmi doresc foarte mult ca moțiunea de cenzură care va fi depusă de PSD miercuri împotriva ministrului Ghinea, care efectiv a furat PNRR-ul românilor și Parlamentului României, să fie una care va avea un impact asupra lor. Dacă pe Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății l-am torpilat până când și-a dat seama că trebuie, cineva și-a dat seama că trebuie demis, sper la fel să fie și în cazul lui Ghinea și, de asemenea, sper să ajungem cât de repede cu moțiunea de cenzură în Parlament și să-l dea Dumnezeu minte și celorlalți parlamentari care văd că ceea ce se întâmplă acum cu o guvernare depășită total de situație, trebuie să înceteze. Sunt și oameni profesioniști în actualul guvern și aici nu am nimic de reproșat multor reprezentanți ai UDMR și nici domnului deputat Odon, care acum este în emisiune, pentru că sunt oameni pragmatici care au lucrat pe subiecte pragmatice. Dar, în schimb, când mă uit și văd pe Raluca Turcan, care habar, pe lângă faptul că nu are habar de multe în lumea asta, ea decide destinele noastre și faptul că veniturile românilor, care și așa au venituri mici, vor rămâne blocate și înghețate în următorii 5 ani, în condițiile în care indicele prețurilor a crescut cu peste 16% în ultimul an de zile, în condițiile în care România are cea mai mare creștere a prețului alimentelor de bază și a energiei electrice și a gazelor, suntem în situația și în la 1 iulie mai urmează o creștere. Și la 1 iulie mai urmează o creștere. Și mai urmează o creștere și acești oameni se comportă ca și cum PSD în continuare de vină. Recunosc că am făcut și noi greșelile noastre, dar niciodată nu am fost atât de cinici încât să-i lovim pe cei mai loviți dintre români. Și acum urmează încă o etapă foarte grea pentru aproximativ 4 milioane de români care au credite, a căror rate au fost amânate 9 luni în perioada pandemiei și care astăzi 1.700.000 de români sunt în situația în care nu au posibilitatea să-și plătească ratele. Doar România e singura țară din lume care a pus înainte băncile și după asta pe oamenii care au credite și care a dat posibilitatea acestora de a aplica dobândă la dobândă, dobânda compusă. Iar acum, începând din această vară, românii vor trebui să plătească înapoi și rate, și dobândă, și dobândă la dobândă, crescând astfel profitul băncilor în România. N-am nimic cu băncile, de respect, dar nici nu pot să fiu de acord cu un guvern care efectiv abuzează de poziția sa în România și pentru unii este ciumă, pentru oamenii simpli, dar pentru marile bănci este mulțumesc, cel mai domnule mare Ivan. Și partener. Parte din acuzații vă vizează, domnule deputat, vrem, nu vrem, sunteți la putere și pe noastră, nu? PSD-ul acuză guvernul, coaliția de guvernare. Că vorbim de moțiunea de cenzură, dacă aveți vreo replică, mă gândesc. Moțiunea, dar nu e moțiune simplă? E moțiune simplă. Dar vine cea mare, aia de cenzură. Moțiunea simplă este un act politic mai mult. Și-au mai ieșit vreo trei. Da. Constituțional nu are neapărat urmări. Este o decizie a premierului, în general, dacă ține cont de acea moțiune sau nu. Asta este o altă chestiune. Moțiunea de cenzură este o altă problemă unde trebuie să demonstrezi majoritatea împotriva guvernului.
Deci nu se demonstrează majoritatea alături. PSD pentru negocieri? Noi, ascultați, noi suntem o formațiune care, dacă ne-am înhămat la o treabă, încercăm să o ducem la capăt. În momentul de față, și asta o știu foarte bine. Ați făcut guverne și cu PNL și cu UDMR. Așa este, dar am fost loial tuturor coalițiilor din care am făcut parte. Deci asta nu se poate spune. Da, într-adevăr, știți cum e, ca și într-o căsnicie. Dacă te-ai măritat până la divorț sau până la următoarea, ești loial partenerului. Până la separarea de bunuri. Cinste partenerii pe care, din păcate, aveți domnul astăzi. Coleg, noi încercăm să ne facem treaba și uitați-vă, sper că acei miniștri, domnul ministru Tanțu, și uitați, încearcă să medieze o problemă foarte delicată, inclusiv în București. Domnul ministru Cecă Otilo, care cu gunoaiele de la doamna Armand sau cu toaletele publice care vor dispărea de la domnul Nicușor? De la sector 1 a avut o discuție astăzi, ați văzut probabil la televiziuni. Și domnul ministru Novac la tineret și sport, unde a moștenit anumite lucruri pe care trebuie să le gestioneze destul de greu. Foarte activ, foarte activ. Și sunt câteva chestii. Asta e relativ cu activitatea. Acum, mă scuzați, vreau și eu să intervin aici, că sunt cumva vizat de partea de tineret și sport. Faptul că în acest plan de redresare și reziliență, și aici fie n-a știut domnul ministru, fie a acceptat situația în ambele cazuri, cred că este o problemă, sportul din România are zero. Zero. Mi se pare inadmisibil așa ceva. Ca într-un plan de redresare a națiunii, sportul să fie pe ultimul loc. Nu când orice statistică... Poate federațiile n-au depus programe... Este rolul ministerului să se ducă și să solicite și să vină cu programe pentru sprijinirea copiilor, generațiilor viitoare. Pentru că fiecare euro, de fapt studiul este făcut pe dolar, dar cred că putem să păstrăm și la euro. Hai să merg pe studiul din Statele Unite. Fiecare dolar investit în sport reprezintă o economie de 3 dolari în sănătate, din punct de vedere al persoanei care face sport. Asta de 30 de ani trebuia să ne gândim la chestia asta. Înțeleg, dar acum avem un PNRR unde înțeleg că accesăm 14 milioane și un pic de euro, miliarde. Înțeleg că ne mai împrumutăm de încă 15, doar facem și cu Italia. Aproape 30, bun, okay, da? Înțelegem. Dar iată un lucru, cel puțin o zonă pe care țin să o știți foarte pun ca bine o bilă că neagră. PNR trebuie două lucruri dacă vorbim despre PNRR. Cunosc foarte bine din PNRR trei programe în principal. Cea pe educație, pentru că sunt în Comisia de Educație și colegul dumneavoastră a spus că poate în alte direcții nu au fost discuții, dar cel puțin pe educație... Eu sunt cetățean. Eu sunt Acum ai cetățean. E foarte viceprimar capitan, de poliția locală, doamne Armand. Da, treabă cu poliția locală. E de la ALDE. Am înțeles. Atunci, deci sunteți pe educație. Sunt tânăr practicant de sport. În zona de educație, dacă o să vă uitați la PNRR-ul inițial, care a avut prevăzut 1 miliard de euro, la finalul mandatului trecut, printr-o decizie a Comisiei de Educație, am ridicat la 6% din PNRR și acum s-a ajuns la 10,5%. Comisia de Educație, condus de doamna Intotero de la PSD, a avut o dezbatere pe Programul Național de Redresare și Reziliență pe educație. În momentul de față suntem undeva la 3,4 spre 4 miliarde chiar de euro, dacă luăm și creșele. Vorbiți de investiții în infrastructura școlară sau în curriculă? Educație, pe educație. Vorbim și de infrastructură și de regândirea unor planuri și de programe de masă caldă la școală. Deci o serie de elemente care sunt cuprinse în acest plan național pentru a scădea abandonul școlar. Deci una dintre lucrurile importante care trebuie să rezolvăm în momentul de față, inclusiv pentru zona de care vorbea doamna Tatoiu, de sărăcie extremă, este abandonul școlar. Cu cât avansează copiii, cu atât îi pierzi pe drum și atunci ai generații pierdute care nu ajung să aibă o meserie, pentru că nu ajung să... Nu au competențele necesare pentru... Generația asta de acum este, și aici iarăși este o bilă neagră pentru România. Asta este, avem un an și jumătate de
școală suspendată, niciunde în lume nu s-a suspendat școala pe o perioadă atât de lungă și toată această generație suferă. Dar problema cu acest plan de redresare, și încă o dată nu mă refer la dumneavoastră, că nici n-ați, nu știu dacă v-a întrebat cineva ce părere aveți despre planul ăsta, că nu știu dacă l-ați citit înainte. Pe cele trei paliere unde, pe administrație, pe educație și pe zona de mediu, știu foarte bine, pentru că una e... Nu vă consultă, nu? Nu, domnul... acestea le cunosc, pentru că nu vedem ambițiile pe care le are, le avem noi în următorii ani. De exemplu, făceați referire la masa din școli. Da. Și mă gândesc, de exemplu, la Polonia, care își dorește să devină principalul furnizor în Europa și al doilea sau al treilea mondial de o serie întreagă de categorii de fructe și de legume. Și mi-aduc aminte cum în România, în școlile din România, se aduc mere din Polonia în loc să fie mere românești. Ceea ce iarăși nu este în regulă, având în vedere abundența de zone cu potențial pe care le avem, de legume, de fructe, de toate cele. Sunt aceste, e lipsa acestea a viziunii, am zis, de sport. Inadmisibil, din punctul meu de vedere. Sănătatea, la fel. Bun, și la mediu stăm foarte prost. Dar eu nu știu să fie avut dezbateri la nivel de ONG-uri. Eu am un doctorat în educație, lucrez în domeniu, am studiat alternativele. N-am văzut o dezbatere cu societatea civilă pe soluții. A fost pandemie, doamna. Cine cu cine să dezbată și unde? Comisia de educație a fost o dezbatere unde a fost și societatea civilă invitată. Doamna Interteru a organizat de la PSD, împreună cu domnul Negrescu, Victor Negrescu, și a fost și ministerul de față, au fost toate instituțiile importante pentru PNRR, pe zona educației. Asta o cunosc. Despre asta e vorba. Deci acolo a fost o dezbatere. De educația la țară. O secundă, domnul Ivan e pe Skype în dezavantaj, vă rog, vă ascult. Doar două secunde, domnule ministru, v-am ascultat cu foarte mare atenție. Care ministru? Doamna, că nu e niciun ministru aici. Eu sunt viitor ministru. Doamnele deputat, poate viitor ministru. Așa, mulțumesc, nu faceți mare atenție. V-am ascultat cu foarte mare atenție. În acea dezbatere organizată în al 12-lea ceas de Comisia de Educație din Parlamentul României, condusă de doamna Natalia Interteru, a avut loc atunci, abia când nu a fost luată în seamă absolut nicio propunere venită din partea societății civile. Eu și a patronatului, a sindicatului și a Parlamentului României. Eu pun pariu cu dumneavoastră și acum ați putea să răspunde sincer. 99% dintre parlamentari, în afară de câțiva care au avut acces la acest PNRR, parlamentari ai puterii, habar n-au ce cuprinde PNRR-ul până când a fost publicat pe site-ul oficial al Ministerului. Iar acea dezbatere organizată de doamna Interteru a fost singura serioasă, pentru că până atunci au fost făcute mai multe simulacre de dezbateri, pentru că eu am fost interpelat de reprezentanții ONG-urilor, ai primăriilor de orașe, de municipii, de comune, ai consiliilor județene, care s-au înscris la acele dezbateri conduse de ministrul Ghinea și în perioada în care a fost derulat erau pregătiți 2, 3, 4, 5 să ia cuvântul, care erau din ONG-urile prietene sau dintre prietenii domnului Ghinea, iar toți ceilalți care vreau să pun întrebări pertinente și vreau să întreb pe lucruri concrete să discute, nici măcar nu au fost lăsați să vorbească. Iar eu am făcut o interpelare adresată ministrului Ghinea prin care am cerut să-mi prezinte cele 4.000 de fișe de proiecte primite din teritoriul urmă acestor dezbateri, care nici măcar nu au fost deschise. Vă spun în cunoștință de cauză, cu informații clare din interiorul Ministerului Fondurilor Europene, că acele fișe nici măcar nu au fost deschise. A fost un simulacru, pentru că PNRR-ul era deja scris în laboratoarele USR, PNL și poate și UDMR pe aici pe acolo, și erau deja stabilite prioritățile și direcțiile clare. N-am reușit să atragem măcar un euro pentru irigație în România, în condițiile în care ministrul agriculturii vine și ne spune astăzi în presă că el crede că trebuia să luăm acei bani pe baza unor schițe și proiecte de acum 30 de ani vechime. Alea cu aia ne-am prezentat noi ca și țară în fața Comisiei Europene. Dar eu vreau să vă întreb, că sunteți... Ascultați-mă puțin. Eu la educație la asta mă pricep. Există criterii măsurabile, zic, pun 100.000 pe acest proiect, ce indicatori am de evaluare a țintirii obiectivelor?
Deci eu vreau să știu. Deci investesc 100.000 în refacerea nu știu câte grădinițe. Vreau să am cu atâția mai mulți copii. Cu... Să vă dau aveți un exemplu, așa da. Ceva? Să vă dau un exemplu. La un... Ba, da. Să vă dau un exemplu doar pe un palier mic. Legea 1 din 2011 a pentru prima dată introdus educația în cadrul educației timpurii zona de creșe. Așa. Până atunci creșele erau considerate ca și zonă de sănătate mai mult. Cândva în perioada comunistă aparțineau Ministerul Sănătății și Social ulterior, așa. În momentul de față, în educația timpurii, îi spunem educație antepreșcolară. Da. În România creșele le avem doar în orașele mari. Orașele mici nu își pot permite pentru că este o opțiune a lor că trebuie să-l întrețină astăzi 100% din bugetul propriu. Da, eu am inițiat legea tichetelor de creșă. Da. Acum 15 ani s-a votat în Parlament și nu s-a aplicat pentru că nu există infrastructură. Pe mine mă interesează acum să vă dau altceva. În momentul de față, termin. Deci pe această chestiune, în momentul de față sunt cuprins în bugetul PNRR-ului 280 de milioane de euro, din care este foarte clar, se vor construi 200 de creșe. Okay. Care înseamnă 9.000 de locuri noi de creșe în România. Și există deja tipul de creșă care va fi construit, trei tipuri de creșă de 120 de locuri, de 60 de locuri și de 40 de care locuri, vor fi care vor fi finanțate ulterior... de către, din PNRR, dar prin CNI. Dar PNRR-ul se termină prin în 2026. CNI, prin CNI, prin CNI. Compania Națională de Investiții. Deci, practic, în momentul de față, administrațiile publice locale deja pot trimite la CNI solicitarea și statul va construi în localitatea respectivă. Și eu am avut o altă inițiativă legislativă pe această chestiune în care am spus trebuie să acorzi, dacă ai declarat educația timpurie, zonă de educație, atunci trebuie să-i dai o finanțare per capita, normativ și copiilor din creșă. Da. Că altfel, comunitățile nu vor putea să financeze. Da, trebuie să existe doamna infrastructura. Tatăl, burtica copiilor e aici, mai la îndemână. Alocațiile, mă interesează prin ce minune PSD-ul săptămâna viitoare le mărește, conform legii din ianuarie 2020. Nu se poate! Hai să vedem un scurt material, cum PSD-ul acuză că se fură miliarde de lei din buzunarele copiilor și un răspuns plauzibil de la domnul Ivan. Ce faceți de săptămâna viitoare? Concret. Concret, PSD-ul n-a acest lucru ăsta, pentru că Arminții nu poate să se transpună în guvern, să-i oblige să respecte legea. N-are domnul Ivan, o secundă, vedem un material și apoi părerea noastră. Ok. Da? Mersi. Alocațiile de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani și de la 427 de lei la 600 de lei în cazul copiilor sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilități. Proiectul de lege al socialdemocraților vine la scurt timp după ce Florin Câțu a anunțat că nu va majora alocațiile de la 1 iulie. PSD condamnă ferm decizia premierului Câțu, care a anunțat că guvernul nu va acorda cea de-a doua tranșă de majorare a alocațiilor copiilor prevăzută pentru 1 iulie. Înainte de alegerile din 2020, Câțu și Orban i-au mințit în față pe părinți și pe copii, cărora le promiteau că vor eșalona dublarea alocațiilor adoptate de PSD în 5 tranșe semestriale egale. După ce au primit votul multor cetățeni care au crezut în această promisiune, guvernul Câțu și majoritatea PNL-USR-UDMR au anulat tranșele cuvenite copiilor, transmit socialdemocrații. 2,1 miliarde de lei este suma furată de coaliția PNL-USR-UDMR din buzunarele copiilor prin anularea creșterii alocațiilor, acuză socialdemocrații. Domnule Ivan Gruia, vă ascultăm acum. Da, n-a spus niciodată PSD că de mâine va putea să crească pensii, alocațiile în condițiile în care nu este la guvernare. N-are cum PSD-ul să rescrie codul bunelor maniere. N-are cum PSD-ul să rescrie, să oblige guvernul să respecte legea în condițiile în care cei care acum conduc destinele României ignoră complet o lege aflată în vigoare, promulgată de președintele României și care trebuia să-și producă deja efecte. Și nu este prima dată când guvernul României și domnul Câțu tratează legea votată în Parlament ca fiind opțională și tot amână aplicarea ei prin diverse tertipuri. Această lege pe care PSD-ul vrea să o inițieze încearcă, din punct de vedere legislativ, să restrângă abilitatea guvernului de a emite astfel de acte care să
prelungească modul în care pot fi aplicate legile în România. Despre asta vorbim. Niciodată PSD-ul nu a spus că de săptămâna viitoare va fi gata lapte și miere și guvernul va face tot ceea ce spun socialdemocrații. Deci gândiți-vă în ce stare suntem noi acum ca și țară. Cei din Africa, poate chiar cei mai mari dictatori din Africa, ar fi de-a dreptul invidioși pe domnul Câțu când se uită la el și vede nonșalanța cu care ignoră o lege aflată în vigoare astăzi în România. Iar acest proces legislativ prin care această lege inițiată de noi, de PSD, va produce efecte, va dura. Nu putem să spunem că săptămâna viitoare va intra în vigoare pentru că ar fi o inepție. Deci nu vor fi alocațiile mărite, concluzie. Nu sunt bani. Păi eu știu că nu sunt bani. Nu, eu vreau să vă întreb ceva, domnul deputat. Eu sunt dispusă să votez cu PSD-ul după ce am dat-o în bară cu USR-ul acum. Dar spuneți-mi următorul lucru. În ce măsură pot să am eu încredere în liderii din opoziție că în momentul în care România va intra în incapacitate de plată. Deci, eu vă spun ceva, 2021 și 2022, la nivelul economiei mondiale, vor fi niște ani criminali. Ce, dacă eu mă apuc acum și cresc pensii și cresc, dau alocații, sunteți de stânga, dacă aruncăm țara în haos economic, cine o să răspundă? Tot noi la sfârșit o să răspundem. Doamna Tatoiu, dacă îmi permiteți. Vă ascult. Aveți o opinie pe care o respect foarte mult. Sunteți un om care a făcut lucruri concrete în această viață, spre deosebire de mulți politicieni care de multe ori doar au vorbit și s-au limitat la acest lucru. Dar vă spun următorul lucru. Fiecare leu adus în economie către cei mai vulnerabili dintre români, care au cele mai mici venituri, ajunge să se întoarcă mai bine de jumătate înapoi la stat. Dar în consum. Taxe, TVA. În consum. Da. Păi da, consumul este pe import. Ascultați-mă o secundă, vă rog, dați-mi voie să răspund. Doi, în această formulă trebuie dublată această măsură de măsuri clare economice pentru stimularea mediului privat, inserția oamenilor pe piața forței de muncă și o creștere reală a puterii economice. Da. Ce a făcut PSD-ul? E simplu. Are de ales între a ajuta pe cei mulți care au venituri mici și în același timp de a stimula economia sau doar de a pompa banii buzunarele câtorva băieți deștepți. Eu, de exemplu, dacă mă întrebați dacă în PNR trebuia cuprinse reforme sociale clare și concrete în locul celor 600 de milioane de euro dați cu dedicație clientelei de partid PNL, aș fi spus cu mâna pe inimă. La Constanța, știu la ce vă referiți. Da, întrebarea este... Vorbim de 3 ori mai mult de această sumă. Iar faptul că în momentul de față actualul guvern, într-un an și jumătate, s-a împrumutat cât în 23 de ani toată România din 1990 până în 2013 spune mai mult și fără să vedem ceva faptic. N-am văzut investiții în infrastructură, n-am văzut investiții masive. N-am văzut creșterea numărului de locuri de muncă. Asta n-am văzut. Dar nici n-ați citit PNRR-ul, domnul Ivan, că acolo sunt vreo 400 de kilometri de autostrăzi, sunt multe reforme. De reparați, multe reparați. De reparații sunt foarte multe. Avem centura Clujului și 3 loturi de autostradă. PNRR-ul, PNRR-ul și zonele de infrastructură, credeți-mă, va fi foarte greu de pus în practică dacă nu avem schimbat o legislație a achiziției publice. Cei care au lucrat în administrație publică și cei care au lucrat în administrație centrală, acești bani, pentru că, gândiți-vă, dați-mi un minut, în momentul de față noi suntem când încheiem un ciclu 2014-2020, dar încă nu am cheltuit circa 15 miliarde de euro din banii care sunt anterior, deci din ciclul precedent, din bugetul anterior. În momentul de față suntem pe perioada de programare 2021-2027, care avem circa 40 de miliarde de euro, peste care vin circa 30 de miliarde din PNRR. Asta în total ar trebui să gestionăm în perioada următoare de 7 ani de zile cea mai mare sumă plus bugetul național. Vorbim și de bugetul național, care nu este totuși neglijabil. În acest context, dacă nu vom reuși să regândim pe infrastructura mare, cel puțin, sau pe anumite tipuri de infrastructură importante în această țară, legea achizițiilor publice, nu vom putea să facem în fața acestea. În sensul în care astăzi
contestații peste contestații care practic blochează la licitații, modificăm legislația. Legislația pe achiziție publică. Dacă ați lucrat la primărie, știți, o licitație ține de 6, dacă ai prins un, să spunem, un investitor sau cel care vine la licitație, o companie cu intenții răutăcioase, te poate purta cel puțin 3 ani de zile de la CNSC până la am văzut instanță, la licitația pe fregate, că tot vorbeam de Constanța. Deci, e un pic mai grav decât atât, deci, în sensul în care 5-6 la licitații poate depune contestație o firmă care nu a participat la licitație. Deci, încă din perioada premergătoare terțiar care nu are nicio treabă și atunci deci dosarul, trebuie bun, să regândim parlamentarii și lucru. Domnul Bogdan Guria, modificați așa este. Insistați în depunerea de cauțiune, că dacă depune cauțiune exact. În momentul acela când e cu banii blocați, vă spun eu că nu mai contestă toată corect, lumea. Corect. Sunt diferite modele, inclusiv modelul german în care dacă la un moment dat îți asumi responsabilitatea, ai semnat contracturi, dacă pierzi în licitație, atunci practic există o compensare pentru firma respectivă care a câștigat contestația și preia contractul de la momentul respectiv în continuare. Dar sunt multe modele care pot fi preluate, nu mai trebuie implementat. Noi avem legislația. Avem nevoie de protejarea, acum că și la foarte asta mă pricep, protejarea capitalului românesc. Deci în momentul aici, noi trebuie să încurajăm. Nu, vreau doamna o concluzie. Dar la lucrările mari n-ai încearcă să spună ceva pe directive Skype. Europene care trebuie să domnul Ivan, încă. Concluzie și apoi vreau să vă arăt ceva da, pe finalul emisiunii. Cum? N-avem companii să achizițiilor publice cu acea cauțiune. În anul 2015, guvernul majoritar PSD condus de Victor Ponta a dat un HG prin care toți cei care contestau o licitație trebuia să pună jos 5% din valoarea contractului. Cei care pierdeau și se considera nefundamentată contestația pierdeau acești bani. A durat 29 de zile timp în care au scăzut contestațiile cu peste 80%. Corect. Și după asta Curtea Constituțională a declarat ca fiind o lege neconstituțională. Astăzi trebuie să ne aplicăm asupra acestei legi pentru că eu vă spun din propria experiență, vin după 8 ani de administrație la Consiliul Județean Bistrița Năsăud unde am implementat proiecte de peste 1 miliard de euro, iar modul în care astăzi oricine poate contesta orice în zona achizițiilor publice blochează România efectiv. Iar PSD are acum o inițiativă legislativă în lucru prin care se impune o componentă. Mulțumesc, domnul Ivan. Mulțumesc. Vom mai vorbi despre asta. Pe final vreau să vă arăt. Domnul Ivan, mulțumesc. Vreau să vă arăt pe final, un minuțel jumate mai avem, cum stăm și asistăm neputincioși la pierderea unui monument unic în lume. Cascada Bigger s-a prăbușit. Hai să vedem, uitați imaginile. Eu mărturisesc că n-am ajuns să o văd. Nu știu unde e. Dar nu este unul din cele mai frumoase monumente naturale, da. Ca și Grota Miresei de la Slănic. Praf. Cascada Bigger anunță Rom Silva, Regia Națională a Pădurilor, una din cele mai frumoase obiective turistice din Parcul Național Cheile Nerei, s-a prăbușit din cauze naturale. Travertinul și mușchii care s-au acumulat în timp au crescut în dimensiuni și greutate, iar azi a cedat sub propria greutate. Colegii noștri, zic cei de la Rom Silva, sunt la fața locului, zilele următoare revin cu amănunte și imagini. Practic, ne-am uitat la acest monument, cum s-a degradat, fără ca nimeni de la Ministerul Mediului, de la Consiliul Județean, să intervină, să facă ceva. Da, deci, vedeți, suntem un popor care nu reușește să-și conserve valorile și trecutul și își pierde viitorul. Mai rău decât atât. Suntem în curs de devenire, dacă n-am devenit deja, groapa de gunoi a Uniunii Europene, a Europei și poate chiar internațională. Și aici iar n-am văzut nimic. De ce? Pentru că prețul e prea mic. Prețul tonei de deșeu reciclat în România este de 17 euro, în timp ce în Marea Britanie este de 500 de lire, dar de ce în Germania de ce e de 400. Creșteți? Și aici în PNRR, de exemplu, n-am văzut din punctul acesta de vedere cum putem să oprim 1,2 lucru. Miliarde de euro sunt prevăzute pentru gestionarea deșeurilor în PNRR. Dar de ce nu creștem prețul la deșeuri? De ce nu punem și noi prețul în loc de 17 euro? Dar de ce ne-am salvat Cascada Bigger? De ce ne-am salvat? Că am aflat că se prăbușește copia bisericii din Estergom în Timiș, cad cu polele și trebuie să vină prințul Charles să ne facă mulțumesc mie. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru participare. Deci, vine Madalin Ionescu Show, ne vedem mâine seară. Mersi tare mult că ați venit. Nu se poate.